Bună dimineața, dragi prieteni ai Vocii Basarabiei, sunt Iulian Ciocan, vă invit din nou la Radiografia Săptămânii, o emisiune în care luăm în discuție teme de actualitate. Invitata mea de azi este o observatoare atentă, zic eu, a realității moldovenești, scriitoarea și jurnalista Angela Aramă. Angela, bine ai venit la Vocea Basarabiei. Bine v-am găsit. Sunt foarte multe subiecte pe care vreau să le discut împreună cu tine și primul ar fi cel legat de economisire, un cuvânt care e la ordinea zilei azi. Iată o știre care a parvenit. În luna octombrie, cetățenii au consumat cu 57% mai puține gaze naturale decât în octombrie anul trecut și cu 14% mai puține energie electrică. Andrei Spânu, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, a constatat că e vorba de un efort național de economisire. A spus el că e vorba de o țară unită care merge înainte prin toate greutățile împreună, om cu om, ajutăm Moldova să rămână liberă și ne apărăm interesul național. Întrebarea mea pentru tine este, e vorba de un efort național de economisire? E vorba de responsabilitate sau totuși e vorba de frică de prețurile mari? Ar fi fost foarte frumos, foarte patriotic să fie vorba despre un efort național într-o salvgardare a țării, într-o menținere a libertății și independenței față de ingerințele rusești. Dar eu sunt sceptică în acest sens și nu cred că este vorba de așa ceva. Eu cred că fiecare, într-adevăr, așteaptă cu oarecare teamă facturile. Prețurile au sărit inimaginabil pur și simplu și atunci suntem pur și simplu nevoiți să economisim. Asta cred eu. Bine, probabil este o anumită cantitate de oameni, o anumită pătură a societății conștientă, cea mai conștientă, care face acest lucru, anume în ideea unei consolidări naționale. Nu neg acest lucru, probabil este, dar cred că în mare parte oamenii încearcă să economisească pentru ca să-și păstreze banii. Eu, de exemplu, încă nu am pornit căldura. Eu nu pot să-ți spun... Nici eu. Nu pot să-ți spun acum, chiar nu m-am gândit la asta. O fac din conștiința mea patriotică națională sau o fac pentru că mi-e frică și mie de facturi? Probabil și ambele motive sunt valabile, cel puțin la mine. Da, mizezi pe niște compensații, probabil, și tu, nu? Nu m-am înregistrat pentru compensații, nu, adică cred că pot să mă mențin cumva pe o linie de plutire și să nu cer bani de la stat pentru așa ceva, mai ales că eu în general nu sunt o fire risipitoare deloc. Nu pot să spun că în momentul ăsta economisesc mai mult decât am economisit vreodată. Pur și simplu așa sunt eu, nu utilizez prea multă energie electrică, stau cu nasul în laptop, cam atât, frigiderul e pus în priză și poate acvariu. Cam atât. În rest am LED-uri în casă, da, e adevărat. Da, becuri așa care... Care consumă puțin. Da. Da. Dar se poate spune așa cum sugerează Andrei Spânu că e vorba de un pas pe calea libertății? Deci până la urmă, vrem, nu vrem, devenim mai liberi economisind și scăpând de aceste furnizări? În acest aspect, da, suntem nevoiți și trebuie să facem acest lucru, să economisim în ideea obținerii unei independențe totale față de resursa energetică rusească. Aici nu cred că cineva ar avea contraargumente, bine, în afară de iarăși o anumită pătură a populației care nu înțelege exact ce se întâmplă, este mai puțin informată și mai manipulabilă. Dar este o tendință generală europeană acum să statele vor să-și câștige independența totală față de resursa energetică rusească, față de gazele rusești și acest lucru este cât se poate de firesc în condițiile în care Federația Rusă se comportă așa cum se comportă. Republicii Moldova îi va reuși până la urmă
să se elibereze de... Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că indiferent de capacitatea, abilitățile guvernării noastre, care de multe ori de diversi experți sunt puse la îndoială, totuși noi suntem, avem o guvernare pro-europeană, este foarte clar acest lucru, iar instituțiile europene, partenerii europeni, pur și simplu nu ne vor lăsa să revenim la vechile obiceiuri de a fi vasalii Rusiei. Și la vechile tarife care erau mai bune, totuși. Aici n-aș vrea să intru pe acest subiect, pentru că atâta se discută despre tarifele astea și despre ce s-a întâmplat și cu contractarea gazelor. Și așa încât mi-e frică să nu greșesc. Nu sunt economist. Da. Sper că puterea face tot ce poate. Deși mă îndoiesc că poate exact așa cum ne dorim noi, dar asta este situația. Cel mai important este să găsim surse de energie dincolo de Rusia, să ne îndreptăm spre alte surse. Da, uite un alt subiect pe care aș vrea să-l discut cu tine. E o săptămână foarte bogată în vizite. Asta. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, efectuează o vizită în Republica Moldova. Deci a fost aici vineri, 11 noiembrie. Un grup de parlamentari spanioli tot a fost în această săptămână. Apoi președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o vizită în Republica Moldova, ea zicând că așteaptă cu nerăbdare să se întâlnească cu Maia Sandu. Ce să înțelegem? Republica Moldova e în lumina reflectoarelor europene. Europenii vor să ajungem mai repede în Uniunea Europeană? Sau războiul din Ucraina i-a făcut cumva mai atenți față de Republica Moldova? În primul rând, războiul din Ucraina. Oricât de penibil ar fi să zic lucrul ăsta, dar războiul din Ucraina a catalizat pozitiv niște procese din Republica Moldova. Noi, de fapt, profităm într-o oarecare măsură, pentru că iată că atenția instituțiilor europene s-a acutizat, iată că avem o grămadă de vizite, o grămadă de discuții, reprezentanții guvernării pleacă mereu peste hotare, mereu ne informează că discută cu oficiali de acolo. Este un proces care a fost catalizat de ceea ce se întâmplă în Ucraina și eu cred că, în general, atitudinea față Republica Moldova până la acest război era oarecum, știi, las-o să fie, las-o să fie. Acum, dacă s-a întâmplat ce s-a întâmplat, brusc, fiind de fapt cea mai afectată țară din vecinătate de acest război, trebuie să recunoaștem acest lucru, brusc am devenit foarte importanți pentru Europa, pentru că suntem într-adevăr la hotar cu Uniunea Europeană, cu NATO și trebuie să aibă grijă de noi să luăm decizii corecte. Da. În interesul și în interesul nostru național, dar și interesul țărilor din Europa civilizată. Dar cât de importanți putem fi? Totuși suntem o țară mică, adică e de înțeles de ce este sprijinită Ucraina, este o țară mare și a fost cumva invadată de Federația Rusă. Aici Moldova cumva, cum ziceai și tu, nu prea era observată. Ei, acum îți imaginezi tu că o să aibă grijă de Ucraina și vor lăsa între Uniunea Europeană și Ucraina o insuliță, știi, o platformă de lansare a unor mizerii rusești și de unde s-ar putea să vină amenințarea permanentă. Nu cred că e logic să facă lucrul ăsta. Așa că Republica Moldova trebuie, e în interesul tuturor să fie scoasă de sub influența rusească și să plece de aici și contingentul cel militar care mai este în Transnistria. Tocmai asta și vreau să zic că dacă ar fi fost o singură insuliță, era mai simplu. Dar se pare că sunt două insulițe pentru că există această republică transnistriană autoproclamată cu armată rusă pe ea și probabil că... Ei, vezi, soluționarea problemei transnistrene se discută de atâția ani de zile, atâția experți s-au expus. Cred că nu pot să descoper eu acum America în acest sens și nici nu mă apuc.
dar în ultimul timp urmăresc foarte atent ceea ce se întâmplă în Ucraina și ceea ce emit în public oficialii de acolo. Și chiar ieri, se pare, am citit ce a zis Mihailo Podoleac. El a afirmat că problema transnistreană va fi rezolvată imediat după ce se încheie războiul în Ucraina. Deci după războiul ce capitulează Rusia. Va duce spre asta. Da, pentru că următoarea etapă pe care și-o propun oficialitățile din Ucraina este să să atragă atenția tocmai anume asupra acestor teritorii secesioniste pe care le-a presurat peste tot Federația Rusă și care trebuie eliberate tocmai pentru a fortifica siguranța națională, chiar și a Ucrainei. Și Moldova crezi că va accepta sprijinul Ucrainei pentru a soluționa această problemă, pentru că au existat acum niște sugestii destul de clare, venite și din partea lui Arestovici și în altor oficiali ucraineni, că ei ar putea să ajute la soluționarea chiar acum aceste probleme transnistrene, dar Moldova a fost foarte prudentă cumva și a respins toate aceste... Bine, cunoscându-mă pe mine, nu am niciun dubiu că dacă aș fi fost eu un actor decizional, eu aș fi acceptat. Ai fi acceptat? Ajutorul Ucrainei. Cu toate riscurile care derivă din... Bine, acum aș fi ascultat și ce spune lumea înainte de a accepta, evident. Se discută lucrurile astea. Dar, mă rog, trebuie să recunoaștem că guvernarea actuală a fost tot timpul foarte reticentă și foarte atentă. Prudentă, da, privind Transnistria, privind electoratul pro-rus și așa mai departe. Eu mi-amintesc chiar la ultimele alegeri, când noi strigam de bucurie că Curtea de Apel, se pare, a micșorat numărul secțiilor de votare în Transnistria, erau 44 și s-a micșorat până la 12, parcă, sau 11. Noi strigam de bucurie că s-a făcut dreptate, ei, PAS era foarte reticent și ziceam, și acolo sunt oamenii noștri, să vedem ce zice justiția în continuare. Adică există, da, această prudență, poate uneori exagerată, pentru că această prudență, iată că ne face probleme în privința partidului Șor, de exemplu, care putea fi scos în afara politicului nostru încă în 2019. Sau propaganda moscovită, care nu, poate nu era atât de influentă dacă propaganda asta se lucra mai drastic cu ea și era interzisă pe față. Da. Nu așa, un pic, hai să interzicem știrile, hai nu știu ce. O să ajungem imediat și la partidul ușor, dar ca să terminăm cu acest subiect transnistrian. Aici, la Vocea Basarabiei, a fost într-o emisiune a Valentinii Ursu, europarlamentarul României Eugen Tomac, și el a zis așa, citez, ziua în care se va putea rezolva conflictul transnistrian și fără Rusia se apropie mult mai repede decât își poate imagina oricine, cei de la Tiraspol vor dispărea pur și simplu de acolo. Aici sunt de acord. Rusia nu are ce căuta la masa tratativelor, ea fiind de fapt agresor în Republica Moldova, exact așa cum este în Ucraina, doar că nu ne-a bombardat încă. Așa că această situație, sunt de acord cu ceea ce a spus Podoleac, această situație va fi rezolvată mult mai simplu după ce Rusia pierde războiul în Ucraina, își pierde influența mondială, și cei de care o mai are. Tiraspol vor dispărea, așa cum spune domnul Tomac? Bine, nu vor dispărea, vor rămâne acolo, că nu are de gând nimeni să-i pună la perete, dar eu cred că ei vor fi nevoiți să accepte realitățile și în momentul în care militarii ruși, da, vor dispărea, adică vor pleca acasă,
Tiraspolul va trebui să accepte noile realități. Nu să aibă încotro. Ok. Cel puțin, pe moment, ăsta e răspunsul meu. O să mă gândesc, e chiar un subiect foarte interesant, la care probabil o să mă gândesc și o să mai răsfoiesc experții ce zic. Ok. Ajungem implacabil la subiectul protestelor partidului Șor și la cei care ar sta în dărătul acestor proteste. Se discută foarte mult despre chestia asta. Iată, bună oară, Ana Revenco, ministra afacerilor interne, a zis că provocările vor crește în intensitate, așa zisele proteste vor să provoace destabilizări și schimbarea cursului democratic al țării. Pentru noi contează foarte mult, a zis doamna Revenco, ca frații de peste Prut, că frații de peste Prut sunt cu ochii pe noi și se interesează de ce se întâmplă la noi. Iar apoi, pentru un mass medium din România, tot doamna ministră a zis că, de fapt, în dărâtul acestor proteste este Federația Rusă, ea urmărește destabilizarea situației. Și atunci, întrebarea mea este, România cumva a fost pomenită de ministră, am putea să mizăm pe ajutorul României în caz de forță majoră, în cazul în care aici lucrurile, într-adevăr, deraiază, să zic așa. E foarte complicată. Întrebarea poate nu, dar răspunsul cu siguranță. Da, și eu sunt de acord că în spatele acestor proteste nu stă doar nemulțumirea protestatarilor față de creșterea prețurilor. Cu siguranță ei au fost manipulați, cu siguranță au fost organizați, știm foarte bine că foarte multă lume e plătită și adusă. Au fost și investigații. Exact. Știm despre omuleții ăștia, titușchi, care sunt racolați cu 100-150 de dolari sau ceva de genul ca să provoace poliția și așa mai departe. Deci este și au fost și publicații străine care au analizat situația. Evident, Federația Rusă încearcă să mențină aici controlul. Nu-i convine deloc faptul că noi suntem tot mai orientați spre vest și ne dorim o independență energetică totală față de Federația Rusă și așa mai departe. Evident că nu-i convine, pierde teritoriu. Și atunci, prin aceste forțe ostile Republicii Moldova, hai să spunem pe șleau, partidului Șor, Dodon și așa mai departe, încearcă să influențeze aici situația și să escaladeze, să o escaladeze chiar. Aici sunt totalmente de acord și cred că trebuie să fim destul de duri, drastici și să încheiem cu știi, plimbatul cu mănușițe albe pe lângă criminalii ăștia. Cred că trebuie justiția noastră să-și facă treaba și să vedem cât îl mai ținem pe Dodon acasă, bine mersi. Poate ar trebui deja să... Da, dar întrebarea mea era asta. Deci atunci când doamna ministră spune... Ajung. Am vrut să zic că într-adevăr sunt de acord că e vorba aici de interese străine. În ceea ce privește România și în general NATO, hai să zicem așa, eu personal nu am găsit nicăieri un răspuns concret. Cum putem fi ajutați în caz de război? În caz de lupte? Poate Ministerul Apărării știe asta. Poate se duc discuții după paravane. Probabil se duc. Nu știm. Eu nu știu. Nu am găsit. Foarte multe discursuri de susținere, foarte multe expresii frumoase și așa mai departe, dar nu știu, nu înțeleg cum am putea fi ajutați. Da, este vorba de finanțe, este vorba de suport logistic foarte mult, se repară depozite militare, ne se dau camioane pentru transportul armelor, ni se dau probabil căști, computere, nu știu mai ce. S-a vorbit la un moment dat despre armament non-letal pentru defensivă. Da, și după aia nu știu cum parcă... Nu am răspuns la această întrebare. Pur și simplu nu l-am. E clar.
Uite, Trezoreria Statelor Unite a impus pe 26 octombrie sancțiuni împotriva 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei. Plahotniuc și Șor, oligarhii fugari, sunt în fruntea acestei liste, iar Sergiu Litvinenko, ministrul justiției, a spus că sancțiunile Trezoreriei SUA îi vor aduce pe Plahotniuc și Șor în instanța de judecată. Dar pe de altă parte am văzut o declarație a lui Plahotniuc în care acesta spunea că el vrea să se întoarcă aici pentru a face ordine pe post de învingător. Deci cam cum vezi tu întoarcerea lui Plahotniuc? Bine, eu cred că această reacție a lui Plahotniuc a fost o reacție mai puțin gândită la ceea ce a făcut America. Nu văd deloc posibilitatea aceasta ca să se întoarcă în Republica Moldova și să contribuie cumva la procesul politic de aici. Nu întrevăd. Probabil trăind acolo, locuind peste hotare, i-a scăpat un pic tabloul realităților de aici, în Republica Moldova, dacă speră că poate reveni pe cal alb. Eu nu știu în ce măsură aceste sancțiuni îi vor reda justiției noastre pe acești interlopi, hai să zicem așa. Oligarhi fugari, să zicem da. Așa. Da. Dar sper din toată inima să se întâmple asta, pentru că, iată, să zicem, Plahotniuc, cum zic rușii, zaleog na dno, da șor. Șor este acum instrumentul cel mai important al Federației Ruse aici, în Republica Dar, Moldova. Dar, uite, asta ar fi întrebarea mea. Dacă în dărâtul protestelor lui Șor, să admitem, stă Federația Rusă, dar în dărâtul lui Plahotniuc probabil ea nu există, de vreme ce în 2019 Plahotniuc a fost debarcat chiar cu concursul Federației Ruse. Eu nu cred că în spatele lui Plahotniuc în general mai stă cineva dacă are mintea trează. Reputația lui este distrusă, cred că e recuperată. Al ușor e mai bună? Al ușor pentru ruși e mai bună, pentru că uite câtă lume e capabil să manipuleze. Din păcate, noi moldovenii încă suntem susceptibili unor mituri care ne-au adus tare multă dramă. Mitul eliberatorului, știi, că hai să așteptăm țarul, șorul, că el o să vină și o să ne dea și o să ne facă și o să ne elibereze. Și atunci închidem ochii la realitatea că șor este un hoț, a furat din cazinaua țării și vă dă vouă bani furați. Nu contează să ne dea. A fost găsit vinovat în prima instanță, dar a doua instanță nu s-a pronunțat încă. Păi asta este justiția moldovenească, care în reformă. Și ce mă enervează pe mine cel mai mult, că se cheltuie pentru reforma asta de ani și ani atâția bani care ar fi putut fi utilizați mult mai eficient și deocamdată nu văd niciun rezultat. Dar hai să nu murim înainte speranței, știi? Da. Eu mi-amintesc că prin 2007 vroiam să fac un interviu cu procurorul de atunci al Republicii Moldova și țin minte că atunci, în 2007, se vorbea despre ultima etapă de reformare a procuraturii. Deci, mă rog, acum suntem în 2022. Acum suntem în care etapă? Da, da. Minus 2, minus 3, că la 0 am ajuns atunci. Da, dar uite, ministrul justiției a spus că va cere declararea neconstituționalității partidului Șor, adică cumva se gândește la faptul că partidul Șor ar putea fi scos în afara legii. Imediat a venit o replică a lui Ilan Șor, care a zis că prin aceste metode PAS urmărește cumva să scape de deputații ăștia partidului Șor din Parlament, să obțină majoritatea parlamentară și să ducă Republica Moldova în NATO. Cum ți se pare scenariul? Din punctul meu de vedere, super! E un scenariu super să ne ducă NATO. Dar în ceea ce privește demersul lui Litvinenko, mie nu-mi rămâne să spun decât aleluia.
Pentru că un asemenea demers deja a fost făcut în 2019, dacă ți-amintești tu, de Dinu Plângău. Și atunci, din păcate, nu s-a dorit... N-au dorit judecătorii sau... Nu au dorit... Vezi că pentru ca să înainteze așa ceva, era nevoie să vină acest demers din partea unor oficialități. Nu mai amintesc președinția, parlamentul sau nu mai știu ce. Și acești factori de decizie nu au dorit să-i dea curs. Slavă Domnului că, iată, suntem în 2022 și măcar acum se face acest demers. Partidul ușor, dacă se mergea pe calea asta atunci, în 2019, imaginează-ți cum era realitatea noastră, când ușor nu mai există ca entitate politică. Adică ar fi fost mult mai simplu acum, n-am fi avut cel Poate puțin... acum îi va reuși, nu Da, știu. păi de asta și zic, măcar în ceasul al 12-lea, deși acum o să fie mai complicat, pentru că Șor deja are ostașii săi care organizează aceste proteste și probabil reacția lui va fi mai violentă, mai dură, mai vizibilă acum, va face tot posibilul ca să facă scandal mare acum. Cât pot să mai dureze aceste proteste? Câți Iată, bani are Șor? a Dacă fost, are bani mulți, poți să dureze la infinit. au fost 8 proteste duminicale și a mai fost o perioadă în care ei desfăcuseră corturi în fața președinției și parlamentului. Acum i-au evacuat de acolo, dar în fiecare duminică, deci apar și apar Da, oameni sunt oameni, din oamenii provincie în speță. sunt aduși, sunt hrăniți, probabil sunt plătiți, nu știu dacă toți, nu știu exact care e sistemul acolo, dar atâta timp cât Șor are banii furați, Da. Un partid. și probabil, scuze, Da. probabil aici e vorba și de alți bani, probabil, dacă tot vorbim despre Federația Rusă, probabil mai are și alte surse de finanțare. Nu putem să omitem acest fapt. Da. A apărut un partid nou între timp. Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, așa se numește partidul. Președinte a fost ales fostul ambasador în Statele Unite, Igor Munteanu, și dacă nu mă înșel, fost membru al platformei Da. Da, vicepreședinte. Exact. Cei care au creat acest partid au declarat că e o coaliție a oamenilor liberi cu vederi liberale care înțeleg că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană se va obține cu foarte multă muncă. De-aia vor spune și ei umărul. Mai sunt acolo câteva personalități, așa, destul de cunoscute. Ion Terguță, Sviatoslav Mihalache, Igor Boțan se pare că a fost unul dintre fondatori, Ludmila Armașu Canțăr, se pare că vicerector al Universității Pedagogice. Deci, mai mulți oameni, iar Kiril Moțpan a spus că crearea acestui partid, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, este o replică dată guvernării. Crearea de noi partide denotă o mare decepție pentru actul de guvernare, asumat strict și solitar de pas. Vrei să comentezi asta? Da, aș vrea să comentez asta, da. Of, dar sunt mai multe subiecte acolo. Sunt mai multe, Ce dar începem? Nu știu. începe. Bine, hai să o luăm de aici. Că democrația presupune existența mai multor partide. Da, bineînțeles. Faptul că în ultimul timp pe dreapta a rămas doar un singur partid, cel de la guvernare, mie personal mi se pare dezastruos. Ele sunt mai multe, dar cel mai vizibil e PAS, probabil. Așa ar Care fi mai corect să spunem. multe, ele sunt mai multe, dar sunt practic distruse. Sunt cumva scoase din această posibilitate de a influența procesul Și de politic. vină este PAS sau de vină sunt ele însele? Nu pot să dau aici un răspuns exhaustiv. Probabil vina o poartă și partidele care ceva n-au făcut cum trebuie, dar este o mare, în mare parte este și vina PAS-ului, care am impresia că de la bun început
și-a dorit acest lucru, să nu aibă concurență pe dreapta. Asta este intuiția mea, asta este percepția mea, așa simt eu. Sorry. Da, sigur. Și faptul că a apărut acum un nou partid, mai ales că îi port un respect deosebit domnului Igor Munteanu, am avut posibilitatea să lucrez împreună cu el în diverse domenii și îl cunosc drept un om drept. Este un om cu principii, este o persoană care știe exact ce vrea pentru Republica Moldova și aici am toată încrederea că crearea acestui partid a simțit-o ca o necesitate. Și da, ea poate fi, crearea acestui partid poate fi interpretată, cum a zis Domnul Moțpan. colegul meu, jurnalistul Da. domnul Kiril Moțpan, ea poate fi interpretată ca o palmă, ca o replică, Ca o replică, așa da, zis eu. poate fi interpretat, poate fi interpretată ca o alternativă, poate fi interpretat pur și simplu ca un demers în fortificarea democrației în Republica Moldova. Deci sunt mai multe aspecte și toate sunt benefice în principiu, pentru că o concurență sănătoasă este benefică întotdeauna. Dar putem să admitem că crearea acestui nou partid vine și dintr-un soi de dezamăgire, de decepție pe care le-a simțit, să zicem, Igor Munteanu, fiind membru în platformă, da, acolo ceva nu i-a reușit și el vrea să reușească cu acest nou partid, să zicem. Probabil nu sunt în măsură să răspund eu la această întrebare, doar domnul Munteanu știe exact mobilul din care a făcut acest pas. Dar iarăși repet că anume cu acești oameni pe care i-ai Da. nominalizat, cred că este un eveniment frumos în Republica Moldova, crearea acestui nou partid. Da. Dar nici n-a reușit să se înregistreze încă partidul și iată domnul Munteanu a constatat apariția, citez, unor grupuri de troli agresivi care s-au năpustit, scrie el, cu ochii injectați de ură și furie, contra ideii de competiție politică. Aceste atacuri concertate contra unui nou partid politic sunt profund antieuropene. Tu cum vezi Eu aceste nu cred atacuri? că acești troli au apărut datorită creierii partidului CUB. Eu cred că ei au existat de mult, fabricile de troli au existat de mult, ele pur și simplu au fost activizate acum. Iarăși, zic, s-ar putea una din cauze să fie lipsa de transparență a partidului de la guvernare, nedorința de a coopera cu alte partide și această aroganță și puțin condimentată cu un egoism așa care mie personal nu-mi place, în dorința lor de a rămâne singurul partid vizibil pe dreapta. Și atunci aceste fabrici de troli sunt orientate spre nimicirea din fașă a oricărei concurențe. Noi suntem și scriitori, nu numai jurnaliști și ne place să vedem cumva niște chestii și dincolo de aparențe, dincolo de... Nu că îmi place sau Da, nu place, dar așa le văd. da. Și uite, eu te-aș întreba cum crezi tu că vede, cu ce ochi vede partidul de guvernământ apariția acestui partid nou CUB? Eu cred că nu se bucură. Nu se bucură. Nu se bucură. Mi-am expus punctul meu de Îi vedere. percepe ca pe niște rivali Exact, periculoși, exact. să zic așa. Nu vreau să critic vehement guvernarea și așa mai departe. Nu, eu susțin în mare măsură efortul de europenizare a Republicii Moldova, să fie clar. Dar faptul că au vrut să fie singulari a creat mari probleme în Republica Moldova. Noi nu avem alternative puternice politice. Ei nu au colegi care să-i susțină. Ei sunt singuri. Asta au vrut, asta au, singuri în fața tuturor provocărilor. Sunt acum, e probabil s-a crezut că după pandemie nu mai poate fi nimic mai grav, știi?
Și dacă vin eu la guvernare, pandemia se termină, o să înfloresc și o să fac tot ce mi-am pus în cap să fac. Ei, uite că a venit această provocare enormă, războiul din Ucraina, și acum partidul de la guvernare s-a pomenit singur. Este absolut toată responsabilitatea este pe umerii PAS acum. Dar în ce măsură ar fi posibil în continuare o colaborare între PAS și celelalte formațiuni, să zic așa, pro-europene, gen CUP sau Platforma DA sau alte? Această colaborare poate fi posibilă doar în eventualitatea că PAS își va schimba atitudinea față de celelalte partide și va deschide ușile și va asculta ce au de spus ceilalți. Am înțeles. Nu numai oligarhii fugari Plahotniuc și Șor sunt foarte activi în ultimele luni, ci mai există un oligarh fugar, îi spune, se pare că Veaceslav Platon, da? Așa. Care este și el foarte, foarte activ, ne bombardează mereu pe Facebook cu niște video-uri sponsorizate. Eu mereu dau peste ele. Cum... Deci nici cum deschid, de cum deschid Facebook-ul, imediat îmi pare un video sponsorizat al domnului Platon. Și iată unul pe care l-am văzut recent, mi s-a părut extrem de halucinant, ciudat, nu știu cum să-i zic. Deci e o discuție într-un apartament luxos între domnul Platon și jurnalista Natalia Morari, care a lucrat multă vreme la TV8 și care, mă rog, știm că a plecat. Și în această discuție, deci, Veaceslav Platon o probozește pe Natalia Morari, zicându-i că ea este prea bună cu cei care au trădat-o, cu cei care s-au comportat urât cu ea, că ea le găsește scuze unor oameni care au persecutat-o, că îi justifică pe cei pe care în mod normal n-ar trebui să-i justifice. Pe de altă parte, Natalia Morari zice că da, dar înțelege-mă, eu nu pot, am lucrat cu ei o vreme, ei au fost foștii mei colegi, împreună am făcut TV8, deci cumva nu pot fi foarte rea cu ei. Da, dar trebuie, tu suferi de un sindrom Stockholm, îi spune Platon Natalie Morari. Dar și... Platon nu dezvoltă acolo acest subiect. Ce să le facă? Nu dezvoltă. Să le dea cu sapa în cap, ce să le facă? Adică... Nu dezvoltă, dar apar și tot felul de idei acolo curioase. De exemplu, Natalia Morari spune la un moment dat că Stoianoglu a fost unul dintre cei mai buni procurori ai Republicii Moldova. Da, asta a spus-o și mai devreme, nu numai în acest interviu cu Platon. Da, probabil. Da. În general, deci, ce ar însemna un asemenea video? Deci, ce mesaj ne transmite? Eu nu prea am înțeles, sincer. Sincer vorbind, nici eu nu am înțeles această formulă de intervievare. Era un dialog așa. Între un om care, deci un oligar care o probozea pe o jurnalistă care, mă rog, păi aici este, sunt într-o relație, de fapt. Da, da, aici este vorba de o relație care e recunoscută, noi nu bârfim acum, e cunoscută de toată lumea și atunci, nu știu, adică vii într-o, în fața camerei de filmat tu în calitate de soț și soție, partener și partenere, și începi să discuți ceea ce poți să discuți la bucătărie. Nu știu care a fost scopul acestui interviu, să zic, acestei discuții, dar nu am descoperit nimic nou, absolut nimic nou. Nu știu, probabil s-a dorit o recrearea imaginii cuiva, a Nataliei sau a lui Platon, nu știu, dar nu cred că scopul a fost atins, pentru că toată lumea discută despre acest interviu, dar nu am auzit pe nimeni să zică bravo. Cred că a fost o încercare nereușită de a face ceva, dar nu știu dacă... Dar cine dintre cei trei mari oligarhi are mai mari șanse să se impună? Platon, Șor sau Plahotniuc? Sau în momentul ăsta se impune Șor, așa cum stă de la proteste. Televizor. Da. Și probabil șansa lui este cea mai mare, pentru că vedem că anume pe el misează Federația Rusă. Dacă suntem consecvenți și vorbim despre proteste ca despre niște activități finanțate și susținute. Și să ne imaginăm un scenariu de ăsta improbabil, așa. Șor învinge.
Partidul ușor ajunge la putere. Să ne imaginăm, nu, sigur că eu nu cred în așa ceva, dar să admitem. Suntem mazochiști. Da, da, să admitem. Șor învinge, ce șanse ar avea în cazul victoriei lui Șor, Plahotniuc și Platon? Uite aici, știi iar accepta cum, Șor pe acești doi. Uite aici știi cum e. Hoții probabil s-ar înțelege între ei. Ar face ei o gașcă cumva, ar împărți ei ceva, ce mai e de împărțit pe aici, prin Republica Moldova. La noi întotdeauna așa a fost, nu? Da, bine. Știu că la un moment dat Plahotniuc îl băgase în închisoare pe, ei, pe Platon. Cum e vorba aia rusă? Miluie soreță, nu știu da, cum, este, este da. O vorbă. Așa și aici. Da. Pe de o parte se ceartă, pe de altă parte își fac interesele, au grijă de interesele lor. Interesul bate fesul. Am mai citit în Ziarul de Gardă, probabil ultimul lucru pe care vreau să-l luăm în discuție. Ziarul de Gardă scrie că mii de comentarii care laudă pe Ilan Șor curg zilnic pe paginile de Facebook ale deputatului Fugar și pe paginile afiliate acestuia. Analizând profilurile celor mai activi, comentatori, Ziarul de Gardă a constatat că cea mai mare parte dintre cei care îl ridică în slăvi pe deputatul condamnat în dosarul fraudei bancare sunt profiluri false, create exact în perioada în care au început protestele. În general, de ce pe Facebook avem atâtea profiluri false, atâta fake, atâta pentru dezinformare? Pentru că, din păcate, ideea incipientă de a crea o rețea de socializare prin care cu adevărat să socializăm, să comunicăm, s-a transformat încet, încet în cu totul altceva, s-a schimbat și iată că rețelele de socializare, în special Facebook-ul, devine o armă, un instrument propagandistic, este plin de activități subversive, sunt o grămadă de fabrici de troli, Federația Rusă investește enorm în propaganda asta subversivă. Știi că la un moment dat s-a descoperit că a investit foarte mult în propagandă și în spioni, mult mai mult decât în propria armată. Așa că aici ei sunt foarte tari. Din păcate, aceste tehnici sunt preluate de tot mai multă lume, inclusiv suspect de puternic a devenit și în Republica Moldova. Faptul că, uite, faptul că nu ți se pare ciudat că o grămadă de lume s-a aruncat asupra lui Igor Munteanu și nimeni nu-l critică pe Șor în același Facebook. Sunt niște eforturi consolidate, iar când sunt eforturile consolidate să distrugă pe cineva sau să ridice în slăvi pe cineva, ceva este suspect. Nu e ok. În mod normal, ar trebui să fie și pro și contra și discuții de tot genul. Ori așa, eforturi consolidate deja denotă că este ceva putred în Danemarca, că este vorba de o fabrică de troli, că este vorba de manipulare de asta crasă, de care, din păcate, nu știu cum putem scăpa. Da. Angela Ramă, cum vezi viitorul Republicii Moldova? Cum vezi Republica Moldova în 2023, adică trecând peste această iarnă? Dacă nu ziceai anul, ziceam luminos, fericit și așa mai departe. În 2023 nu cred că vom fi încă în măsură să spunem că suntem fericiți și la noi acasă. Probabil anul 2023 va fi încă un an foarte dificil. Nu mă apuc să fac pronosticuri pentru că tu vezi că situația se schimbă de la o zi la alta. Azi ziceam că ucrainienii câștigă, mâine iranienii furnizează drone Federației Ruse și așa mai departe. Deci nu putem să dăm pronosticuri acum. Eu sper toată lumea care e în măsură să ia decizii să fie perseverentă, consecventă și să nu facă prea multe greșeli, așa încât să, cel puțin cei ce ne-am propus să devenim independenți de resursa energetică rusească să se întâmple și să fortificăm demersul nostru de a fi membri a Uniunii Europene. Asta îmi doresc și asta sper să
vedem și în 2023. Da, mulțumesc pentru această discuție. Dragi prieteni, a fost Angela Aramă, scriitoare și jurnalistă. Eu vă doresc în continuare un weekend liniștit, frumos și vă aștept sâmbătă viitoare la o nouă ediție a Radiografiei Săptămânii.